Echipa din Soroc a cucerit Cupa Moldovei la fotbal amator între asociațiile raionale. În ultimul act al competiției, formația din nordul Moldovei a învins trupa din Cahul cu scorul de 4-1. Tabela a fost deschisă în minutul 18 de soroceanul Ion Ursu, care a profitat de eroarea portarului din Cahul. Peste 14 minute, același Ion Ursu a mărit avantajul formației sale, stabilind scorul de 2-0 la pauză. În mitanul secund, Rogac a reușit să treacă de portarul Eugen Mârza, aducând cel de-al treilea gol în contul formației sale. În minutul 60, revii lui Petru Ciobanu au marcat pentru a patra oară. Denis Rogac a înscris cu un șut spectaculos din fața careului mic, lăsându-l mască pe portarul formației din Cahul. În prelungiri, Constantin Chiciuc a înscris golul onoarea echipei din sudul Moldovei. În urma acestui rezultat, Are Soroca va reprezenta țara noastră în UEFA Regions Cup 2016-2017. Mine, turneul preliminar se va desfășura în perioada 14-18 noiembrie, iar țara noastră va juca în etapa intermediară în grupa 5 alături de Turcia, Irlanda de Nord și Elveția.